De Ziua Internațională a Dunării, la Turnul de Apă din Oltenița, s-a organizat o expoziție de fotografie cu imagini de pe Dunăre. Fotograful este Florin Rădulescu, directorul Muzeului Municipal Călăraș. Puneți-ne mai multe detalii despre expoziția de fotografie pe malul Dunării organizată la Oltenița. Este o expoziție, așa cum le fac pe toate, de suflet și de plăcere. De câte ori găsesc un subiect, mă opresc și îl fotografiez. Deja la Oltenița este a doua expoziție cu tema Dunării. Ați văzut fotografiile și bănuiesc că ați găsit măcar una care să vă placă. Mai multe? Ok, mă bucur. De ce ați ales la Oltenița și nu la Călăraș să faceți această expoziție? Pentru că am fost invitat. E simplu, am fost invitat să fac expoziția la Oltenița, a fost discutată de ceva timp, am făcut selecția, le-am trimis, le-au printat și a reieșit ceea ce ați văzut. Ca o, nu paranteză, o completare, aș putea spune că prima expoziție cu tema Dunării am avut-o exact în primul an când a fost declarată Ziua Dunării, în 2004. Și de atunci, de fiecare dată, nu cred că în fiecare an, dar aproape în fiecare an am avut câte o expoziție despre Dunăre.